În conformitate cu dispoziția articolului 133 alineatul 1 litera A, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera B din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 prin codul administrativ și are dispoziție primar comunei Ardeoar numărul 82 din 5 a 4 a 2023, a fost invitat să participe la ședința ordinară de astăzi. Din cei 11 consilieri locali invitați sunt prezenți toți. Deci ședința este startată și poate începe lucrurile. Având în vedere prevederea articolului 138 al articolului 15 din codul administrativ, practic, procesul verbal inițiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci procesul verbal a fost adoptat în unanimitate din vot. Acum am rugat domnul președinte, noi să se preia de ședință de astăzi. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Nuțu Corneliu Ionuț, devenit vacant din partea PNL, în cadrul Consiliului Local al Consiliului Bacău, inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primar. Comisiile care avizează cele trei comisii. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comunale Ardeoan pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor, ASICE, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 20.04.2023-21.04.2023. Inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care vizează sunt cele trei comisii. Proiectul de hotărâre privind respingerea modificării sau ajustării tarifelor compuse de către SECE Compania Rompre Service S.A. de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru utilizarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din a 6-a 5-a 2015. Inițiator Victor Deaconu, primar. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care avizează sunt cele trei comisii. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuția proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2023, conform contului de execuție a bugetului local la 31.03.2023. Inițiator primar Victor Deacunu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia 1. La diverse, dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre introdus pe ordinea de zi, nu. Supus de aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Nuțu Corneliu Ionuț, devenit vacant din partea PNL, în cadrul Consiliului Local Ardeoan, județul Bacău. Avize. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 2, domnul Pădurar. Comisia 3, domnul Raț Andrei. Aviz favorabil. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la depunerea jurământului de către consilierul local declarat ales, al cărui mandat a fost validat de către Jurgăria Mâinești în scopul completării Consiliului Local al Comunei Ardeoan și rog pe domnul Constantin Neamțu, secretar general al Comunei Ardeoan, să prezinte încheierea pronunțată de Jurgătăria Mâinești în dosarul 1441/260/2023, în care este validat mandatul de consilier local declarat ales în perioada persoana domnului Nuțu Corneliu Nuțu. Vă rog, domnul secretar general. Încheierea dosarul numărul 1441/260/2023. Decizia înregistrată pe rolul judecătoriei Mâinești la data de 17.03.2023 sub numărul 1441/260/2023, astfel cum a fost precizată prin adresa numărul 2024/23.03.2023, atașată la fila 41 în dosarul pentru unitatea administrativ-teritorială Comuna Ardeoan. A înaintat documentele doveditoare menționate la articolul 114 alineatul 2 litera AE din OUG 57/2019, solicitând validarea mandatului consilierului suplean Nuțu Corneliu Ionuț cu CNP, aflat pe lista PNL la alegerile locale din data de 27.09.2020 pentru Comuna Ardeoan, județul Bacău. În motivarea acțiunii, petenta arăta că sunt îndeplinite condițiile legale pentru validarea domnului Nuțu Corneliu Ionuț în calitate de consilier local.
Îndrept petent, a invocat dispozitivul articolul 122 alineatul 1 și articolul 114 din OUG 57/2019 prin codul administrativ. În dovedire, petent a dispus în scrisuri. În cauză, instanța a înființat și a administrat proba cu un scrisuri. Analizând cererea prin prisma scrisurilor dosarului, instanța reține următoarele. În fapt, prin propunerea înaintată de către petenta UATR de Oan, s-au transmis documentele pentru validarea mandatului consilierului local Nuțu Cornel Ionuț, ales la legile locale din 27.9.2020. Astfel s-a propus validarea mandatului de consilier local pentru candidatul Nuțu Cornel Ionuț, ales pe lista Partidului Național Liberal. Între ei, potrivit articolul 114 din OUG 57/2019 prin codul administrativ, judecătoria. După verificarea documentelor dovedite pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de alineatul 2 litera a se pronunță prin încheierea față de propunere de validare înaintată de secretarul general al Unității Administrative Teritoriale. Totodată, constată faptul că prin hotărârea numărul 13 din data de 13.03.2023 s-a luat act cu privire la încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia domnului Macadam Bogdan Adrian, ales consilier local la alegerile din 27.09.2020 pe lista de candidați ai PNL, fiind declarat vacant acest loc de consilier. De asemenea, s-a arătat că și candidații de la pozițiile 6, 7 și 9 și-au dat demisia înainte de validarea Consiliului Local din data din anul 2020. Iar la poziția 11 este înscris domnul Sportan Dragoș Petrică, a cărui demisie numărul 264/15.09.2022 a fost atașată la dosar. Față de solicitarea petente și având în vedere documentele înaintate la dosar, coroborând cu articolul 114, articolul 122 alineatul 1 din OUG 57/2019, va admite cererea și va valida mandatul candidatului Nuțu Cornel Ionuț, ales pe lista PNL. În funcție de consilierul local al Consiliului Local Comunei Ardeal de Subacău, potrivit dispozitivului de mai jos. Prezenta se va comunica Consiliului Local Ardeal și Prefectul Județului Bacău. Pentru aceste motive, numele legii dispune. Admite cererea, având ca obiect validare mandat consilier formulată de petenta Unitatea Administrativ Teritorială Ardioan, Comun Ardioan, Județul Bacău. În temeiul articolului 114, coroborat cu articolul 122 alineatul 1 din OUG 57/2019, validează mandatul candidatului Nuțu Cornel Ionuț, ales pe lista PNL în funcție de consilier local al Consiliului Local al Comunei Ardioan, Județul Bacău. Da. Mulțumim, domnul secretar general. Rog pe domnul Nuțu Cornel Ionuț să depună jurământul, dar înainte de asta, fiind un moment solemn, vă rog să vă ridicați. Consiliul local în cadrul Consiliului Local Ardioan, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului cu numărul 57/2019 privind acordarea codului administrativ și modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii Ardioan. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da. Acum, domnule, ce acum, dacă domnul Muscă vrea să spună câteva cuvinte. Sunt bucuros să fac parte din echipa dumneavoastră. Sper să ne înțelegem până la sfârșitul mandatului respectiv și să rămână lucruri frumoase. În urma noastră, la sfârșitul mandatului ăsta. Cât mai este un an și ce așa. Da, domnule. Secretarul de Sfântul. Da. Se validează mandatul de consilier local al domnului Nuțu Cornel Ionuț conform rezultatul alegerilor locale din data de 27.09.2020 pe lista Partidului Național Liberal și
așa încheiere pronunțată de judecătoria Măinescu dosarul 1441/260/2023. În urma validării mandatului consilier local al domnului Nuțu Corneliu Onuț și a depunerii jurământului acesta, dobândește toate drepturile și obligațiile legale pe care le are un consilier local. Consilierul local Nuțu Corneliu Onuț va face parte din comisia numărul 2, Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărare, Ordini și Liniște Publice, a drepturilor cetățenilor. Așa. Acum o să trebuiască să completați din nou comisia. Deci, domnul Macadam, care și-a dat demisia, era președinte al comisiei numărul 2. Acum, dintre cei trei care fac parte, de domnul Nuțu, cine este? Domnul Evraș și cu domnul Stratulat. Vă rog să vă alegeți care va fi președinte de ședință ca să putem să facem. Da, sigur că da. Și pădurarul. Da. Acum, dumneavoastră, ce-a stabilit? Deci, domnul de președinte și secretarul comisiei? Și secretarul comisiei? Tot ea. Domnul Stratulat va fi secretarul comisiei. Da, eu de acord, nu-i acord. Domnul Stratulat, de acord. Stratulat, de acord. Se mulțumește. Da. Dacă mai dorești cineva să ia cuvântul? Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Ardeal pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 20.04.2023, respectiv 21.04.2023. Avize. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 2, domnul Pădurarul Rebos. Comisia 3, domnul Deacon Nicolae. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. Sunt solitară discutatorului comisiei. Atunci vă mulțumim. Dacă dorește cineva să mai ia cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abține. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 3. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării sau ajustării tarifelor propuse de către SECE Compania Aron Press Service S.A. de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeului municipal în județul Bacău numărul 180/2957 din 6-5-2015. Avise. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Domnul Pădurarul Remus. Comisia 3. Domnul Deacon Nicolae. Aviz favorabil. Domnul viceprimar a prezentat și în comisie raport. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. Se trece la următorul punct al ordinii. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2023, conform contului de execuție al bugetului local la 31.03.2023. Inițiator primar Victor Deacon. Avize. Comisia 1. Aviz favorabil. Doamna Jigăuna ce s-a prezentat în ședință în comisie raportul de specialitate. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abține. 5. Diverse. Dacă dorește cineva să se înscrie la cuvânt. Domnul Popa. Da. Mulțumesc. Da. Pentru domnul vice. Domnul vice, am stat de vorbă cu câțiva cetățeni din Comuna Ardeoan despre ulița pe duce la cimitirul catolic și la Ovidiu Parfene acolo și spuneau că nu au șansă. Noi am mai intervenit odată. Știți că v-am zis de balas, a dus balas acolo, ați intervenit și ați tăiat și vegetația nedorită pe acolo. Numai că acum am fost ieri acolo și am văzut că, într-adevăr, apă fuge din mijlocul drumului. Deci trebuie un șansă acolo. Eu vin cu propunerea, avem un curte a fostului CAP, deci aveți demontate prefabricatele alea în formă de U, care se pot monta foarte ușor acolo cu utilajele primăriei, deci fără costuri suplimentare, deci din buget propriu. Și pe partea stângă, eu am făcut și poză, vă pot arăta să vedeți, se vede, apa curge pe drum și păcat că am dus balast, am făcut și dacă curge apa strică iară.
Și în față, terenul traversar, în fața la Ovidiu Parfen, ar trebui un tub acolo ca să ducă apa noi. Deviat. Deci să fie deviat acum. E luat în calcul drumul la Ovidiu Parfen acolo și mai este la Popa Petruț, de la DN la Pot, la Leventenești. Deci îți luat în calcul cum terminăm de extras rigolele în urma lucrărilor de pe CNI2, vor fi revocate la drumul ăsta. Da. Deci la drumul ăla s-o intervenit și apoi o săptămână. Știu, da. Asta. Trebuie șansă, trebuie șansă. Că asta e degeaba. Avem cu ce extragem șanțurile care vor fi înlocuite, le vom revoca la drumul ăsta. Da. Mulțumim frumos. Ce se poate recupera. Dacă mă rog și vă să scrie la cuvânt. Fiind epuizate toate problemele la ordinea de zi, de care închise lucrările de ședință.